Seara am ieșit și noi să mâncăm. Cred că e după foarte, foarte mulți ani am ieșit într-un restaurant italian, Di Santo. Ce însemna Di Santo? Deci unul i-a zis Di Tanto, că Di Tanto eu nu mangiare, nu parlare italiană, nu mangiare, nu știți pe rest. Am luat și eu corespunzătoare o bere, din care am împărtășit, că așa e Sfânta Împărtășanie, am împărtășit cu esofagul și a ajuns liniștită în stomac. Fetele s-a dus că aici e problemă mare, nu se plătește cu cardul și cum noi suntem aroganți, numai cu cardul. Noi mâncăm de pe card, bem de pe card, respirăm de pe card. Mi-am adus aminte de ceva. Anyway, nu mai contează. Așa, s-a dus să scoată bani de la bancomat, pentru că de cardul nu merge decât de la bancomat. Și ăștia nu vor cu bancomatul, vor cu banco negro. Pardon, cum se zice? Nu, să nu se înregistrează banii ăia, nu? Ei, și cum eu la bancomato, banco tanto, nu mă descurc, că vă știți problema cu bancomato, la mine s-a dus fetele. Ele și-au luat ciocolatii caldi. Eu mi-am luat ciocolată rece, transparentă, pentru hidratare, că n-a fost zi cu soare. Și veste bună. Am găsit o casă. Nu pot să zic că știi că nu sunt încântată. Singura problemă e că biroul e în camera lui fiii mea, care ar trebui să fie camera lui fiii mea, și mor de ciudă. Și dormitorul nostru nu are tembelizor. Adică eu va trebui să stau conectată la internet ca să spy the way pe alții în timp ce șlapân, adică dorm ca vaca. Deci bă, acum m-am uitat, am crezut că n-am dat play. Așa, v-am zis că nu sunt obișnuită cu vlogările astea. Bun. Suntem la Di Santo, restaurante, pizzeria. Am vrut să-mi iau o pizza, ce nu mangiare eu. Acum mangiare de alea. Plătire și rest. Dar mi-a zis Alina, mangiare ce-ți place. Mangiare scrampi, nu știu ce dracu am luat. Așa. Și o să mangeare niște, din astea cu niște paste, că nu pot să mănâncă carne fără făină. V-am zis eu povestea cu pâinea și cu ciorba, da? Cam așa e, nici o scrampi fără pasta. Stai așa, mă, că mă enervează că trebuie să țin telefonul. Dar de ce sunt pedepsită eu și nu mi-am luat trepedul ăla? De ciocolată? Mi-e și frică să mă apropii. Stați, bă! Stați așa că fac o combinație. Pac, 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 și pe aici ce pun? Ciocolata lui Alina. Nu mi-am luat repedul ăla, ca să nu ciocolata lui Alina. Să-mi protesc telefonul de ciocolată. Așa. Totul bine și frumos. Am găsit casă, repet. Oamenii foarte mișto, bine, și noi suntem oameni foarte corect și foarte mișto, ne-am dus cu actele de la asigurator, le-am prezente, s'il vous plaît, le document, sau cum dracu să o zice în engleză, am prezentat actele, oamenii au fost super încântați și eu aș fi fost super încântată în locul lor. 20 de euro pe zi, o cameră convenit și mie. Casa e mișto. Ce mă sperie e distanța ei până la școală. E o distanță relativ mare. Ce mă bucur e că proprietarii sunt vecini cu noi. Deci stau dincolo de stradă, în sensul opus. Asta mă bucură, pentru că în caz de ceva sunt foarte aproape și ne putem consulta și putem interacționa și putem comunica mai ușor. Oamenii destul de ok, chiar foarte mișto. Știu și unde e casa noastră, îl știu pe medic și cabinetul și implicit ne știu și pe noi.
V-am zis, mă, cam sperie distanța, dar o să mergem everyday, by the way, cu copilul la școală și atunci o să trebuiască să alegem să rămânem acolo, o să fie un talmeș balme și am discutat cu ei până în noiembrie, de fapt inițial am zis că până în decembrie să blocheze închirierea casei. Am discutat și prețul de bun simț pentru toată lumea. Am renunțat și la facilitatea să ne facă curățenie în casă, pentru că până la urmă pana mea. Dai un ban de ăsta în față, dar nu-mi convine să vină cineva să șteargă după mine praf și alte nebuni. Și nici să mă trezesc. Eu mai stau și în pantalon scurți, nu în chiloți. S-au întors fetele. Și acum o să-mi despară trepedul. Ce-o seară minunată, mai spune-mi iubită odată. Ce seară minunată. Fiii mea a fost la not, azi e miercuri. Știți? După not ne chinuie, ne duce la restaurantă. Cu joc. By the way, păi dar nu vrei să-mi scot capul la interval? Capul la interval, am zis. Cu japca, am zis. Am crezut că ai zis că iau-te cu șapca. Numai așa de dragă mi-e șapca. E prima șapcă din viața mea care mi se potrivește pe capul meu. Așa face vloggerul. Uite, dracu, că îmi propusem telefonul în... În aia, ce doar... Nu, 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 că pleca razna. Ți-ai luat-o și n-a plecat telefonul. Să nu vă mișcați la masa asta, nicio mișcare. Vă rog frumos. Am văzut o opțiune aici și nu înțeleg de ce. Îmi zice că am 2000 și ceva de materiale care nu sunt încărcate pentru că sunt pe date. Dacă sunt pe Wi-Fi, nu mai am niciun material neîncărcat. Oare filmulețul meu, vlogul ăla renumit de la Luxemburg, nu fi acolo între alea 4, nu 2000, am zis, sunt 4000 și ceva de materiale. Nu, eu cred că alea 4000 nu mai încap în cloud. Fă și mie pomană, să mor eu. Să-mi iei și mie un cloud. Să mărești cutiuța, că uite, mie nu-mi încape materialele. Ha? Nu sunt live, fac vlog. Vlog, nu mi-ai zis? Vlogărește pe... Vlogărește, tu ai zis pe vloguri. Vorbește cu lumea, interacționește. A, nu, scuzați, la masă nu, trebuie să... Dar să nu, că nu mănânci. Dar nu mănânc. No mangiare, no parlare, no... Alala, deci no nothing. Așa. Păi n-a venit mâncarea, că dacă venea ăla cu mâncarea, trimiteam înapoi. Ce-am dus de dracu de aici, du-o înapoi ca să nu zică că am mâncat singură. Hai că mai am 8 minute, încă 2 minute, dau din mâini și din picioare și fac vlogul cel mai tare. Le povesteam despre apartament. Ce frumos miroase, tei. Le povesteam despre apartament, că mancantare, mucho, nu, că asta e în spaniolă. Mancantare, dacă era de azi, mancantare. Mancantare de azi, nu? De mâine belim, sula că belim, da. Uite-te, iubito, cum a făcut ăsta șgheabul. Noi de ce nu o facem așa? Dar n-are terminație până jos. Și, da, eu nu înțeleg de ce l-am mai până acolo, că se putea pe gaură, direct. Ca să te ude doar la picioare, nu și în cap. Care va să zică cu skepsis. Cu șmecherie. Iubi, avem și auto. Am văzut aia de înghețată. Și eu. Aproape de casă sunt acolo. Păi, mămică, v-am zis să nu-mi dați cu palpitații. Dacă zic că îmi fuge. Dacă zic că îmi stă. Mi-a fugit telefonul, s-a leșinat. Ți-am zis, nu da din mâini. Voi credeți că eu am proptit telefonul de fraieră? Vrei o ciocolată? Mai vrei o ciocolată caldă? Și tu, că s-a răcit a ta. Nu. Minte. Suntem în Luxemburg. Dacă sunt multe. Haine șocolată, haine halt șocolată, unde, fără desert, ești vila în
siciliana. Da, si zaine tortă, ne? Asta nu? Casata siciliana. A lui și la de niște, da. Mare. Ah, ok. Clar. Danca. Are patata siciliana. Patata. Patata. Casata asta trebuia. Casata. Unde e picioare de blondă? Le-am băgat în fund picioarele pe scaun, le-am pus sus. Am văzut niște chinești cum mănâncă cu picioarele pe scaun. Stau turcește și halește. Eu nu pot să pune picioarele, eu nu pot... Nu, că eu... Eu nu... Podo? Nu. Eu nu... Cum se zice? No puedo. No puedo. Asta e în italiană sau în spaniolă? În spaniolă. Eu nu posso. Eu nu porto... Porto, eu nu pot să o mangiare cu maine picioare. Eu nu pot să o mangiare, nu pot să o... Nu mangiare, nu sculare, nu nimica. N-am dus drag. Ce să mai vreți? Vloguri. Lăsați-mă că e o prostie vlogul. Uite-te, nici nu știu ce să vorbește. Doamne, am zis că am mâncat carbit. Păi, mămică, ce ai luat clorul din bazin și îl dai pe nas afară? Miroase a clor aici, zici că a spălat 3 umeuri. Da, frumos, să priveliștea, v-aș arăta-o și vouă, dar nu pot să vă zic că sunt impresionată. Niște mușcate în fereastră încep să mă muște ochi. Mă mușcă de ochi așa când le văd. Niște mușcate, Doamne, zici că sunt zorele. Azorele. Din asta. Atârnă furtunul pe teșghea, pe... Nu mi-e place italiana. Nu mi-e piace. Dar de ce ai venit? Eu nu mi-e piace. Dar nu mai țipă. Nu mă piace. Dar de dracu că nu înțelegi ăștia. Ce că nu mi-e place, dar eu nu înțeleg. Uite, piațeta. Eu nu puedo mangiare. Puedo nu e în spaniolă. Dar mă, dracu, că vorbesc toate limbile de sub pământ. Sub pământ se vede. V-aș arăta mai mult, dar nu ce. Hello. Hello. M-a văzut că vorbesc singură și a zis... Nu, știu eu. Eu știam că vă știți. Eu știam și știam că e o combinație între tine și ăsta, că zâmbea când ai venit încoace. Sotu? Amantul tău din umbră? Da. Cum de te-ai prins? În cinsta ta? Habând, cea mai râvnită din... Dar de ce casul a fost ăsta? M-a salutat în locul câinelui. Cu câinele aveam avut relația ascunsă. Dar era rușine la câine să recunoască și a pus-o pe jupână. Da, în cinsta ta... I-a zis zifă tu! Zifă că pe mine mă bușește lătratul. Sângele pe ochi. În cinsta ta, cea mai râvnită din toate doamnele ce sunt, și-și capă te place bărbații. Și ți-am zis. Dar tu mi-ai nenorocit viața. Nu fă că eu ne pe tine. Ne de la muncă, blondă. Ăsta e de la firmă, de la noi? Nu. De la una din firmele. Nu e de la mine, de la firmă, nu? Mai ba, știu, da. Blondă. Cred că de la mine. E. Cred că nu de la mine era, că îl știu. Îl știi tu, cred nu? Cred că e de la birou, de la mine. De... E de la birouri de jos. De la tehnic. Nu mai știu. Fie nu știu de unde. Dracu să fie. Era de la mine, de la tehnic. Mă, că de-aia râdea, de două ori. Da, de două ori. Că ne știe de care, proaste ce suntem. Proaste e rău. De la mine, de la muncă. Sănătate. Bună seara. Bună seara. Bună seara, serita. Deci dacă întinge, dacă întinge în unchiul... Serita, ciao, ciao. Dacă întinge în unchiul, ce crezire? Parcă mă ta croiți pătura. Facem în aparat de croiți. Tașchi, a venit soțul. Tași din gură, că pe ăsta nu-l salut. Nici nu vreau să-l bag în seamă. Garda, de fier. De fier de lemn. Garda de lemn o să iasă acum. Ăștia ar fi cu... O să de la Parastas. Ăștia ar fi cu mașina aia de acolo? Uite, dracu, dacă ăștia cum... Unde dracu să încapă atât, ți-a iubit-o? Nu cum duc, au venit părinte, au venit părinte. Ce te plece toți cu aceeași mașină? Du-te, mă!
Bă, să știi că unul din ei pare că... Ăla era din hală, blondul, nu era de la niciun tehnic. Să știi, era de la mine, de la muncă. Da. Ăla era ăla ca... Vai. Era din prima hală. Colegul meu de muncă. Colegul ăla cu portoricanul. Cu portoricanul. Fă-te, ce, ai, pă, cu mămică. Nici nu trebuie să mai vorbesc, ascultați-i pe ei. I-aș arăta, dar nu se poate. Îs prea mult și vă impresionește. Mănâncă chelia, iubi. Băi, dar ce tunsoare mi-am tras. Băi, iubito, eu am albit. Băi, tu îți dai seama că numai ăștia așa. Buonasera, senorita, buonasera. Buonasera, senorita, ciao, ciao. Mănâncă frișca. Mămica, nu vrei să-i zic lui nenea să-ți aducă tubul ăla de frișcă să ți-l bag pe gât? Păi mai scumpă-i ciocolata decât frișca, iartă-mă. Eu ți-am zis că ăștia sunt cu mașina aia. Uite, dragă. Uite-te. E moșneac sau babă la volan, că mă duc peste ei? Nu e, mă, haide pe ei. Du-te, mă, că mă duceam să fac morcăciun pe stradă acum. Du-te, dracu, nu te urca în mașina aia. Stai că s-a greșit mașina. E obișnuit cu dricul, de e albă și nu. Nu, e cu aia care și aia altă, era tot așa. Păi nu-i corect, bobiță. Eu fragmenta de 10 ani și nu mai fac niciun ban. Asta e, oameni buni, am făcut și un vlog. Ați văzut și unde suntem? La o terasă cu răspunzătoare frumos, adecvată, cu doamna mea, copilul, papa, făricele pe câmpii. Hai să le mâncați, copii. Ce dracu să mai... Am mai zic nimic. Vă duc acasă și poate deschid un live. Uite așa, mă, tutolene, să mă duc. Iubi, mai avem de... Iubi, mai avem de scos, nu? Da, trebuie să ducem cuptorul sus. Nu, mâine. Mâine muncitorii să ducă... Eu nu... Dar ce să caute muncitorii sus, Lari? Pe hol, îl plantează acolo pe hol și îl băgăm noi la camere. Eu nu... nu... Spun nu, asta este vorba... Mă, seara... Auzi, asta vor cu șnele. Mai avem din fosta sufragerie de dus. Și mai am băuturile din bar. Vorii câte am. Foi, doamne, dar ce mai trebuie mie atâta băutură, mă, micuța mea. Momentul de regret. Nu, să nu faceți prostia mea. Nu, că ea face colecție. Da, ea nu le ia să le bea, ea le ia să fie. Da, coaliție am făcut. Ia le ia să fie și ca să fie are vreo 30 de sticle numai de vin, cred. Ce să facem, amărâți? Ne merge prost. Eu m-am pus între umbrele. Da, le vinde. Ce să vinzi, fată, că nu mai vinde nimic. Nu e de colecție, ce? Nu e bine de colecție, mămică. Dacă vreau bine de colecție, îl colectam de mult. Oameni buni, ăsta a fost vlogul pe repede înainte. N-am, nu știu să vă mint, să mor eu. Nu știu să vă zic povești frumoase de a dormi morții. Copiii, pardon, că umblă morții pe aici. Nu știu să vă zic de asta. Vă salut de la restaurante pizzeria Di Santo, asta, Di Santo Di Maria. Super chat, vă pup, seara bună vă doresc. Bă, pentru ăștia care sunteți la mare, să vă stea marea între picioare, așa, și să vă văd scuturându-vă de nisip ca meduzele de praf, așa, și să le mai zic ceva, iubi? Seara bună vă dorim. Seara bună vă dorește, mamă, dar ce-mi lucește ochii. Vezi ce ochi lucitori am? Ochii tăi ca două stele. Băi, iubito, nu mai da din mâini că fac crize. De zici că ești împegat de mișcare, zici că vine trenul și trebuie să-mi iau bagajul. Dar da, potulește-te că fac crize acum. Vrei să urlu și eu pe terasă să vezi cum e să urli pe terasă să fugă ospătarii de tine? Uită-te, băi, nene. Nu te mai uita urât că știi cum arunc cu portofocul după tine. Dar să te ar fuego, să te ardă. Oameni buni, nu ultima uita strâmb. Că și așa vine mangiare, a venit mangiare. Carbonara. Scrampi ăsta. Da. Da, mersi.
Mi-a venit și șlampii. Ce vreau? Mă, iubito. Iubito, întreb. Nu te supăra, că eu-s de la țară. Ăștia cu ce să mănâncă? Cu mâna sau cu lingura? Cu picior. Păi să mă descalz sau să lași? Coloana sonoră am avut astăzi. Mulțumiți MC Gia, nu, DJ Gia, MC Alina și prostul de serviciu, sora 13, vă pupă pe toți, aveți grijă de voi, seară bună, vă doresc, bye bye!